alături de noi pentru a incumina pe curajoșii care au dus la capăt cursa eroilor, Rubicon 2024. Ce? O cursă istorică care a fost la granițelor Republicii Moldova și ajunge la București. Aproape 500 de kilometri, peste 50 de ore de alergare, toate detaliile le vor da probabil în continuare organizatorii. Eu aș vrea să invit să ia cuvântul în deschidere pe reprezentantul Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, domnul secretar de stat Sergiu Gurin, care a fost și unul dintre curajoșii participanți la ultramaraton, pentru a-l ruga să ne descrie cum a perceput toată această aventură și care este viziunea instituției pe care o reprezintă cu privire la ea. Toată echipa. Mulțumesc echipa care a fost creată ca să organizăm acest eveniment minunat, frumos și puternic. Agenția pentru sport în România, Ministerul Educației și Cercetării din Moldova, toți care au reușit să ne ajute și să facem acest eveniment să devină realitate. Dragi participanți, sunteți eroi, să știți, ați ajuns, ați făcut. Mulțumesc vouă, fără voi acest eveniment n-are niciun sens. Sunteți cei mai tari. Bravo! Încercam să-mi copiez cumva discursul meu oficial, dar nu reușesc deoarece prea trepțiu cu lipsă de realitate pe pământ ca să-mi scriu mulțumirea față de nevastă, față de agenția sportului, față de organizator sportului, față de statul Republica Moldova. A fost foarte complicat să fie pregătit această acțiune, dar și mai complicat a fost să o parcurgem. Vreau, din numele Ministerului Educației și Cercetării, să vă doresc multă sănătate pentru ce ați făcut pentru noi. Și vreau să repet cuvintele doamnei președinte Sandu, care a fost la etapa de start și a spus aceasta este. Nu suntem încă pregătiți cu ierarhia. Bună ziua tuturor! Acum vineri am fost la Sala Palatului la un concert cu mari maestri, Nicolae Bogros, Marian Bogdan, Alex Calanciopan și concertul s-a desfășurat sub genericul Neam Mic. Și iată deja peste zi se fac alt eveniment cu același generic, Neam Mic Plan Sportiv. Republica Moldova are nevoie de ambasadori în domeniul culturii, în domeniul sportului, în toate domeniile, ca să ne apropiem cât mai mult de România și de Uniunea Europeană, acolo unde ne este locul. Așa că vă mulțumesc foarte mult tuturor că astăzi ne-ați adus un pas mai aproape de Uniunea Europeană. Dacă tot este lângă dumneavoastră domnul Viorel Cernăuțeanu, domnul Chestor Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General de Poliție a Republicii Moldova, îl rugăm, știu care un mesaj de transmis, îl rugăm să ne spună câteva cuvinte. Eu în primul rând vreau să salut acești eroi, eu salut Ministerul, stimate domnule secretar de stat, excelențele dumneavoastră, ambasadorii sportului, campionii olimpici. Este cu adevărat ceva istoric care nu a mai fost, dar sperăm să se repete. Sunt 52 de ore care, cu siguranță pentru unii dintre noi, ar fi obositor să privim din pat. Dar aici avem o rezistență, avem un exercițiu a rezistenței care demonstrează curaj. Ceea ce ne trebuie nouă tuturor în ziua de astăzi, de a învăța, de a fi o lecție a vieții, de curaj, unde trebuie să o demonstrăm. Să o împrumutăm de la cei care sunt buni, de la cei care îmi demonstrează. Este o mândrie că aici, în rândul acestor eroi, am și colegii mei de la Ministerul Afacerilor Interne, care vreau să-i salut și să-i mulțumesc mult pentru curajul lor. Au ales, în loc de câteva zile de odihnă, să fie alături aici de toți maratoniștii. Este remarcat faptul că am ajuns aici fără incidente. Cel mai frumos sport este cel care se finalizează fără incidente. Asta este de apreciat organizatorilor, mulțumesc. Asta este de apreciat celor care și-au adus aportul acestui eveniment. Mulțumesc să fie într-un ceas bun și pentru alte evenimente în anii viitori. Vă mulțumim și multiplă campioană olimpică la canotaj. Da, trebuie să precizăm pentru că a fost o motivație suplimentară pentru finaliști, pentru ultramaratoniști.
Mulțumesc. Mulțumesc și medalia. Vreau să spun ceva. Bravo! Pentru toate posturile. De asemenea, felicităm organizatorii care au reușit o asemenea performanță. Le mulțumim Guvernului României și a Republicii Moldova pentru că ne-au acordat această oportunitate de a, de a realiza un disc. Vă mulțumesc! Bravo! 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 Mulțumim frumos! Aș vrea să am prezent alături de noi doamnei Monica Iagăr, dublă campioană europeană la atletism, la sensul în